Evanghelie, chiar la Sfântul Apostol Evanghelie, Luca, se va citi. Servitorul unui sutaci, pe acela stăpânul, lui îl iubea foarte mult. Auzind de și despre Iisus, a trimis la dânsul pe bătrânii iudeilor, rugându-l să vină și să scape pe servitorul lui. Iar ei venind la Iisus, l-au rugat cu tot din adinsul, zicându-i, vrednic ești să-i faci sănătos sluga acestui sutaș. Căci îl iubește foarte mult, iubește neamul nostru și sinagoga noastră, chiar el a zidit-o. Atunci Iisus a plecat cu dinarul dânsii, dar nefiind el departe de casă, sutașul a trimis la dânsul pe niște prieteni să-i spună, Doamne, nu te osteni, căci nu sunt vrednic să intră sub acoperimântul casei sufletului meu. De aceea, nici pe mine nu m-am socotit vrednic să vin la tine, ci zi un cuvânt și se va tămădui servitorul meu. Căci eu sunt un om sub trânduială și am sub stăpânirea mea la rândul meu, slujitor și zic acestuia, du-te și se duce, și altuia, vino și vine. Și servitorului meu îi zic, face asta și el face. Iar Iisus, auzind acestea, s-a minunat de sutaș și întorcându-se a zis mulțimii care venea după dânsul, vă spun vouă că nici în Israel n-am aflat atâta credință. Iar cei trimiși, întorcându-se acasă, au găsit sănătos pe servitorul cel bolnav, să nu-mi aminte. Zis-au Domnul către iudei care veniseră la dânsul. Adevărat, adevărat, vă spun vouă, că vii cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis pe mine, are viață veșnică și la judecată nu va veni și s-a mutat din moarte la viață. Adevărat, adevărat, vă spun vouă, că vine ceasul și acum este, când morții vor auzi glasul Fiului Dumnezeu și care vor auzi vor învia. Căci precum Tatăl ar viață în sine însuși, așa i-a dat și Fiului să aibă viață în sine însuși. Și i-a dat lui putere să facă judecată, pentru că este Fiul omului, nu mă miram de aceasta, că vine ceasul când tot cei din morminte vor auzi glasul lui. Și vor ieși cei ce au făcut cele bune spre înviere vieții, iar cei ce au făcut cele rele spre înviere osândirii. Nu pot eu să fac de la mine nimic, precum aud judec, și judecata mea este dreaptă, pentru că nu caut voia mea, ci voia Tatălui meu.
Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți frați și surori, iubiți credincioși și credincioase, ne-am adunat astăzi cu toții în biserica noastră parohială pentru a aduce omagiu de recunoștință a celor care mai ieri erau cu noi, iar astăzi îi simțim cum cer ajutor de la noi. Mai ieri erau puterile în care Bunul Dumnezeu le rândește fiecăruia, iar mai apoi i-am văzut așezat pe patul de suferință, pe un pat care, deși mâinile stau întinse și cer ajutorul, nimeni nu poate să îl dea, până când nici măcar medicii, cei care sunt foarte ispuțiți și foarte profesioniști, de multe ori, nu știu ce să facă, pentru că nu poate să lucreze cu bisturiul acolo unde sufletul trebuie să iasă. Și nu poate să tămăduiască trupul din moment ce sufletul trebuie să meargă la cel care i-a dat suflare. Aici ne imaginăm și firea noastră. Și de aceea și spun Sfinții Părinți, majoritatea dintre ei, că vrednic este și este înțelept pentru fiecare dintre noi să ne gândim la moarte. De ce oare a spus așa asta cu aproximativ încă de la Mântuitorul Hristos încoace, din primele secole de aur ale Bisericii? De ce oare Sfinții Părinți au spus să se gândească, este înțelept ca fiecare om să ne gândim la moarte? Pentru că asistăm neputincioși la o stare socială în care strângem de umeri atunci când vedem că un om este căzut în grea încercare. Și ne bazăm pe cineva, numai nu pe noi. Poate a rădui Dumnezeu, poate a face medicul, poate își va veni în fire, dar vedeți că atunci când pleacă dintre noi, spunem că așa a vrut Dumnezeu. Și este clar că așa a vrut Dumnezeu, pentru că decât omul să se chinuie, îl ia. Dar mai sunt și momente când vedem pe frații noștri că stau pe pat de suferință și se chinuie, oare de ce îi lasă Dumnezeu? Oare de ce credeți că îi lasă Dumnezeu? Unii dintre noi pot să cadă în prejudecăți și să spună că a meritat-o, că stă ea că are păcate, sau a făcut cu tare păcate. Și noi, în loc să-l mângâiem cu rugăciunea, în loc să-l ajutăm, să-l sprijinim în momentul de grea încercare, pentru că el atunci are nevoie de, nu a judecatul, a fost el cum a fost. Este Dumnezeu care judecă și cine ești tu slugă ca să judeci slugă altuia. El atunci are nevoie ca să-i întinzi mâna atunci când el te întinde. Să îl mângâie atunci când îl doare. Să-l mângâie atunci când știe că, el singur știe că deja este sortit pe el sau este sortit drumului care duce spre moarte. Și vedeți că noi totuși cădem în prejudecăți. Este o mare tragedie și o mare dramă a neamului nostru ortodox, creștin, pravoslavnic, care în loc să ne susținem, ajungem să judecăm. Și fericit este cel care este judecat, pentru că dacă vă aduceți aminte, dacă ați citit scrierea de Sfântul Părinte, spun așa, mă bucur atunci când mă judecă lumea, când îi va fi mai ușor de Dumnezeu să mă judece, mai puține păcate voi avea. De ce spuneau lucrul acesta? Pentru că atunci când îl judecă lumea, nu-i mai rămân păcate și Dumnezeu nu mai are ce judeca. Toate păcatele le iau cei care îl judecă de pe pământ. Și omul se duce curat în Împărăția lui Dumnezeu. Câte păcate n-ar fi avut el? Și noi dacă ne dorim să acoperim, să mai adăugăm, de fapt, păcate asupra păcatelor noastre, să continuăm să judecăm. Să continuăm să fim cei care să cârtim. Să judecăm și să fim cei care dau
dau legea sau dau, îi dau deja pedeapsa încă de pe pământ. Pentru că așa spunem de multe ori. Așa a meritat. Așa au fost părinții lui. Așa au fost neamurile lui. Și toți așa sunt. Dragii mei, există o tendință a sufletului care vrea să-și vadă recuperarea sufletului, să-și vadă răscumpărarea sufletului. Și desigur, sufletul de ce are nevoie? Ca să se înalbească. Sufletul pe pământ are nevoie ca să prindă culoarea albă care a primit-o de la Hristos. Atunci când l-am băgat pe copil în albia botezului, ce am spus? Haină luminoasă dă mie, celă ce te îmbraci cu lumină ca cu o haină. Mult milostivei Hristoase, Dumnezeu nostru, este o cântare la botezul care îmi spune. Și atunci când ne rugăm noi prin rugăciune botezului, copilului, ne rugăm ca Bunul Dumnezeu să reveste mila și harul lui ca să-l înalbească și să ierte acele șapte păcatele părinților și să devină om nou cu Hristos. Dar iată că pe parcursul vieții omul păcătuiește și uită de această haină și uită de această cămașă care l-a îmbrăcat Hristos la botez și o pătează și o negrește, o face mizerie și apoi, desigur, cel care îl ajută în această constantă păcătuire este până la sfârșit se ține de om. De ce am spus lucrul acesta, dragii mei? Pentru ca să înțelegem că tot ce faci noi acum este exact ce vor face poate copiii noștri pentru noi pe viitor. Și gândirea la moarte, cum spunea părintele Ilie Cleopa de România, gândirea la moarte este cea mai mare înțelepciune. Pentru că omul când se va gândi la moarte, niciodată nu va mai merge să păcătuiască. Omul când se gândește că mâine moare, nu va mai fura de la vecin. Omul când se gândește că mâine moare, nu va mai pofti femeia altuia sau copilul sau bogăția sau averea sau mașina, casa și tot ce îi dorește el în viața aceasta. Pentru că se gândește la moarte și știe că mâine mor. Părintele Ilie Cleopa avea un ceas în casă, în camera lui, în chilia în care se afla și spune că tocmai și ceasul îi prevestea moartea. În loc să se audă tic-tac, cum se aude ceasul în mod obișnuit, la dânsul se auzea moarte, 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 iată așa, moarte, moarte, tot timpul. Și gândul lui, firea lui era concentrată că se va despărți de acest trup și va merge la Hristos. Și tot timpul era cu gândirea la moarte. Și mai spunea ceva foarte important, pentru că este un duhovnic al timpurilor noastre. Este un duhovnic al nostru, contemporan. Ilie Cleopa, dacă vreți să citiți cărțile, volumurile lui sunt peste 12 volume. Și pentru copii, și pentru cei maturi, foarte înțelepți. Și spunea așa, dacă vrei să te vezi tu cine ești, și cât de tare ești, și cât de puternic ești, du-te la cimitir și stai lângă crucea celui care l-ai petrecut. Și vorbește cu dânsul. Și el îți va răspunde, îți va spune că tu, cel care acum încă te mai zbat, eu aș da 5 minute. 5 minute ar da să mă întorc înapoi, să vin aici pe pământ să mă pocăiesc, măcar 5 minute. Și omul dacă s-ar întoarce înapoi să mai trăiască măcar 2000 de ani sau 1000 de ani să mai trăiască, el numai în genunchi ar sta. Dar știi de ce? Pentru că ajunge tu și vede deja ce e acolo. Și știe de ce are nevoie de pocăință de pe pământ. Dar noi ce facem? Trăim parcă n-am mai murit. Adunăm de parcă n-am mai murit. Facem în așa fel încât să trăim să ne, fără să înțelegem că raportul acesta pământesc, chiar de la vreme, pentru că nimeni și Dumnezeu niciodată nu te va condamna că ai. Dumnezeu niciodată nu te va condamna ce fel de mașină ai, sau ce casă ai, sau ce familie ai. Te va condamna pentru că nu ai fost milostiv. Te va condamna pentru că lucrurile care ți le-a dat să le administrezi, nu le-ai putut administra cum se cuvine. Și cel care cerșea la poartă la tine, ce ai făcut cu el? L-ai respins. I-ai dat un picior. L-ai trimis să vină altă dată și așa mai departe. Tocmai acesta este Hristos la poartă și cere o bucată de tine. Tu în toată plinătatea ta și în toată complexitatea în care te afli în viața aceasta, nu vrei să întinzi mâna să-L ajuți. Iată de ce spune Mântuitorul în momentul când te află înconjurat de multe suflete, de multe
suflete care șad acolo și întind mâna din iad și vor ajutorul, dar nu la după pocăință știm că nu este după moarte nu este pocăință. Și lucrul acesta îl auzim foarte frumos în învățătura din Evanghelie de astăzi. Însuși Mântuitorul Hristos ne dăm seama că ne cheamă și spune: vină la mine cel ostenit și împovărat și eu te voi odihni. Deci acolo sufletele oamenilor ar da, cum v-am zis, totul pentru ca Hristos să le permită să vină pe pământ să se pocăiască măcar 5 minute. Și tocmai din acest motiv, ce vedem noi? Îl vedem pe Mântuitorul care spune: eu sunt viața. Eu sunt învierea și viața. Cel care trăiește cu mine nu va muri niciodată sau nu moare și trăiește. Aici are vedere cuvintele acestea. Mântuitorul spune că cel care trăiește în mine sau cu mine nu va muri sau nu moare, dar trăiește. Unde trăiește? Trăiește cu Hristos. Acolo sunt două căi, nu ca la catolici sau ca la alte prefigurări ale creștinismului care le avem noi. Doar două căi avem. Una spre dreapta și alta spre stânga. Nu mai există a treilea cale, ca un purgatoriu, cum au catolicii, că undeva te duce și stai și te pocăiești acolo până când Dumnezeu își face milă de tine. Nu este așa ceva. Este stânga și dreapta. Oile de-a dreapta și caprele de-a stânga. Și din acest motiv, noi nu avem de ales decât calea cea dreaptă. Și calea dreaptă este calea dreptății a lui Hristos, din partea dreaptă. Și unii spune că la sfârșit, atunci când oamenii, sau când mor, foarte mulți mor, că dacă la noi, în parohie, ajută Dumnezeu ca toți să fie sănătoși, încercați de boală sau într-un fel sau altul, dar în lumea toată, la fiecare secundă, poate moare un om, sau poate mai mult. Nu știu statistica, dar știu că foarte mulți mor. Fie în accidente, fie în pe traseu, fie în familie. Și știi ce se întâmplă? Este drumul care duce spre rai și care duce spre iad. Și spune că drumul care duce spre rai este foarte și foarte îngust. Iar drumul care duce spre iad este larg și ușa este largă, poarta este largă. Și acolo buluc intră. Buluc, adică foarte mult, că ar trebui o poartă mai mare, mai largă. Iar unde este poarta îngustă către rai, abia de trece câte un creștin. Și vedeți că noi toată viața mergem la biserică, ne închinăm, facem cruce și nu înțelegem care este sentimentul nostru de bucurie duhovnicească. Și cum ne vom învăța copiii noștri? Exact așa vor face și ei, pentru că dacă venim doar din atmosfera aceasta emoțională, că dacă se duce cu mătă sau se duce fratele sau mergem că este o ridicare pentru mama, pentru tata, ați auzit din Evanghelie că sutașul era bogat și a trimis să meargă și să a trimis la Hristos. A auzit că el este undeva departe, a trimis slujile lui, el are sluji și așa mai departe, a trimis la Hristos. Nu s-a dus el personal. Pentru ca să vină și să-i tămăduiască sluga lui. Bine că avea mare dragoste față de slugă, față de era iubitor de săraci, era iubitor de slugă, pentru că în mod normal astăzi dacă ești bolnav, și dacă ești slugă undeva, te alunga și aduce pe altul. Dar vedeți în Evanghelie cât de frumos se întâmplă. Sutașul care era bogat, ce înseamnă sutaș? Adică era conducător peste o oaste de 100 de ostași. Și el era bogat, era plin de bunătăți. Dar era bolnav sluga lui, cel care slujea tot timpul pe lângă casa. Și în momentul acela din dragoste față de slugă, el trimite la Hristos pe cineva să-l aducă pe Hristos, de parcă ar fi la comandă, știți? Exact cam așa se întâmplă și la noi. Mulți am văzut că au venit dimineață. Desigur, avem servicii, avem, dar să știți că nu înseamnă că aduce coliva și o pune pe masă și tu ai plecat. Așa tot este o bună rânduială. Dar nu este mai bună decât să fii tu aici. Exact ca și cum ai lua un bilet la teatru sau la concert și nu te duce. Ai luat biletul sau te duce la fotbal, îți cumperi un bilet foarte scump, dar nu te duci acolo și nu susții pe cei care, în mod normal, trebuie să-i susții. Vedeți? De aceea vă rog ca să ne atârnăm mult mai serios, pentru că până la urmă, timpul vieții noastre, vedem că încetul cu încetul se scurge. Acum era ianuarie, acum venim iarăși ianuarie. Și tot așa, timpul se scurge foarte repede. Din momentul acesta, să nu uităm că cei care noi le facem astăzi pomenire,
Pentru că nu le facem doar pomenire celor care i-a scris astăzi, dar noi facem o dată, de două ori pe an, facem pomenire la toți cei din veacă adormiți, adică și cei care n-au cine să se roage pentru dânșii, și cei care au murit fără lumânare, și cei care au murit nepocăiți, și cei care au murit necununat, și cei pentru toți biserica cum se roagă. Și știți ce mare putere are prescomedia care o face preotul când am ieșit eu și v-am rugat ca să făceți liniște. Tocmai atunci se scoteau părticele pentru cei adormiți. Și mare putere are părticica și pentru cei vii, dar pentru cei adormiți îi scoate. Pentru că până la urmă să nu uităm că sufletul omului încă are șansa și are încă, are încă nădejdea pocăinții și acolo, deși spunem, după cum ne spune cartea, că nu există pocăință după moarte, dar aici vedem că până la judecata din urmă, adică când va fi o judecată, acum fiecare este o judecată particulară, când ne duce, când murim. Dar după ce vor învia, că spune Hristos va veni și va aduce, va scoate pe toți din morminte și le va da viață și fiecare va trece la judecata individuală și universală. Adică toți vor trece și fiecare după faptele sale, ori se va proslăvi, ori se va rușina. Și în momentul acesta, noi cei vii, pentru că acei care sunt acolo, ei judecă, ei iau înțelepciune, ei se trezesc din această moarte și întind mâinile, dar rugăciunile lor nu mai sunt primite. Ei își doresc ca măcar din neam în neam să existe un preot pentru familia lor, pentru neamurile lor și să-i fie pomenit toate neamurile. Eu, de exemplu, pomenesc încă, cred, până la șaselea neam în spatele meu. Cu nevrednica mea rugăciune, așa se gândesc ei, poate va deveni cineva din casa aceea, din familia lor, din copii, din strănepoții, nepoții și așa mai departe. Poate va deveni cineva creștin măcar, dacă nu preot. Să fie în biserică și să trimită la altar să scoată o părticică pentru el ca să-i ușureze sufletul. Pentru că până la judecata, ultima judecată care va fi cea mai mare, încă mai există ajutor. Îl putem ajuta, noi cei vii, și multă putere are rugăciune celor vii pentru cei adormiți. Era un preot, pentru ca să încheie așa, ca să înțelegeți cam ce înseamnă Sfânta Prescomedie, chiar citeam undeva despre această întâmplare. Un preot care mai obișnuia să mai bea, obișnuia să aibă patima aceasta, de la o rudă la alta, de la un prieten la altul și așa mai departe, până când deja intrase în împătimire și el se ruga continuu la altar, dar această patima ca pe fiecare cunoaște că există patim, unul nu se poate lăsa de fumat, altul de curvie, altul de beție, altul de lăcomie, de bogăție, aceasta tot patim, sau mândrie, tot e patim. Minciună, toată-i patima și multe alte patime. Uite, el avea pe acea a băut. Deci beia și avea patima băuturii. Și în momentul când a ajuns ca dimineață să facă Sfânta Liturghie, fie că din situația în care se afla emoții și așa mai departe, a scăpat de la Sfântul Altar, de pe Sfânta Masă, a scăpat puțin din trupul și din sângele, adică din Sfânta Ceașă cu care împărtășim noi. Și dacă preotul cumva a scăpat o picătură, el poate fi oprit din preoție sau chiar oprit pentru totdeauna, pentru că este neglijent. Și în momentul acesta, el tremura când a văzut că a căzut părticica jos pe pământ și a zis, mă voi duce, trebuie să mă duc să raportez, să spun episcopului meu și să spun de ce am scăpat. Nu doar pentru că am scăpat, că pot să o învârtesc, pot să o înfloresc, așa să spun că mă grăbeam sau am atins cumva întâmplător, să-i spun pentru că am fost... Seara am fost servit și dimineața cam tremuram și aveam probleme. Și în momentul acesta se duce și îi spune episcopul, adică chiriarcului locului și îi spune Preasfinția voastră, uite ce am făcut, uitați-vă că vreau un canon și așa mai departe. Acesta a luat act de această situație și trebuia a doua zi să se convoace cu sinodul pentru cu acea adunare sau consiliu pentru ca să-l dea judecății mitropolitane și să afle ce să facă mai departe cu el. Trebuia ori să-l oprească, ori să-l oprească pentru jumătate de an, pentru an și în noaptea episcopul visează. O mare mulțime de oameni din întuneric, de undeva îl rugau pe episcop, Preasfinția voastră, să nu-l opriți pe părinte. Dintr-o parte iarăși,
preasfinția voastră să nu-l opriți. Deci erau foarte mulți care cereau ajutor și spuneau, nu-l opriți pe părintele, lăsați-l să slujească la Sfântul Altar. Și atunci el s-a trezit, episcopul dimineața, și a mers și l-a chemat pe preot și l-a întrebat. Ce faci tu la altar? Te rogi foarte mult pentru ce a dormit. Zice, da, preasfinția voastră, mă rog, scot părticele la prescumerie, pentru că așa am învățat de la duhovnicul meu, că cei morți au nevoie de ajutor și nu scot părticele cât stau la prescumerie și mă rog, pentru unul, pentru altul, pentru toți care sunt asta pomenire. Și atunci el l-a iertat și a zis, du-te în continuare și fac ceea ce ai făcut. Vedeți, dragii mei, câtă putere are prescumeria pentru sufletul celui răposat. De aceea să avem nădejde că dacă ați înaintat rugăciunile dumneavoastră la Sfântul Altar și dacă se va scoate o părticică pentru mama, pentru tata, sora, fratele, pentru dumneavoastră personal, pentru iertare, să știți că multă putere și mare ajutor puteți primi de la Dumnezeu, Mântuitorul nostru, spre slava lui Dumnezeu și a noastră mântuire. Amin. Să zicem